Bine v-am găsit, prieteni! Sunt sigur că foarte mulți dintre voi nu ați auzit de proteine glicate, de produși avansați final de glicare. Este posibil însă să fi auzit, mai ales persoanele care au diabet sau care au în familie membri cu diabet, să fi auzit de hemoglobină glicată sau, cum se mai numește ea, hemoglobină glicozilată, deși termenul corect este cel de glicată. Știu, persoanele cu diabet știu că acest tip de hemoglobină nu este bun. Trebuie însă să spun că este un singur tip de proteină glicată. Orice proteină în organism poate să sufere procesul de glicare și să se transforme într-o proteină glicată. Ce sunt deci aceste proteine glicate? Sunt o categorie specială de proteine care au fost modificate chimic prin legarea lor de moleculele de glucoză sau alte zaharuri, iar procesul se numește glicare. Acest fenomen este relevant în contextul diabetului zaharat și al altor afecțiuni asociate cu un nivel crescut al glucozei în sânge, un nivel crescut al glicemiei. Și în acest clip vreau să prezint aspectele cheie ale acestui proces și implicațiile sale în sănătate. Sunt implicații majore și foarte grave, de aceea este foarte bine să le cunoaștem. Cum apar proteinele glicate? Știm că proteinele sunt molecule lungi formate din aminoacizi, adică dacă ar fi să ne imaginăm un lanț, acesta este proteina, iar zalele lanțului sunt reprezentate de aminoacizi. Ce sunt aminoacizii? După cum le spune numele, sunt acizi care au o grupare cu azot, iar această grupare poartă în chimie numele de amino. De aici, aminoacizi. Glucoza reacționează chimic cu aceste grupări amino, și în felul acesta, rezultatul este reprezentat de proteine glicate. Glicarea are loc în mod normal în organism. Numai că la o glicemie normală, procentul de proteine glicate este mic și nu pune probleme. În momentul în care concentrația de glucoză în sânge este crescută, când glicemia este crescută, pe o perioadă mai îndelungată de timp, cum se întâmplă, de exemplu, în diabetul zaharat, dar nu numai, chiar și în insulinorezistență, pentru că glicemia, în general, este normală în insulinorezistență, numai că ea revine la normal într-un timp mai îndelungat după masă. Deci rămâne o perioadă destul de mare glicemia mărită. Și astfel poate să aibă loc acest proces de glicare al hemoglobinei. Și consecințele sunt nefaste. Procesul de glicare are loc în două etape. Prima etapă, glicarea, când moleculele de glucoză se leagă de grupările amino ale proteinelor, și formează produși de glicare inițiali sau produși inițiali de glicare. În a doua etapă au loc reacții de rearanjare chimică a produșilor formați în faza inițială și astfel apar produșii finali avansați de glicare sau cum se mai numesc ei, cum mai poate îi vezi în felul acesta notați pe undeva, AGE după inițialele lor în limba engleză, Advanced Glycated End Products. De ce sunt periculoși aceștia? Pentru că aceștia sunt cei mai periculoși produși avansați final de glicare. În diabet ei pot să contribuie la complicațiile acestuia, prin afectarea structurii vaselor de sânge și a nervilor și în felul acesta poate să apară neuropatia diabetică, retinopatia diabetică, arteriopatia diabetică și nefropatia diabetică. La rândul lor duc la alte complicații și sunt afecțiuni grave. Proteinele glicate, de asemenea, sunt implicate în procesul de îmbătrânire. Ele pot să afecteze elasticitatea țesuturilor și contribuie astfel la apariția ridurilor și la deteriorarea funcțiilor normale ale pielii. De asemenea, pot să stimuleze reacții inflamatorii în organism. Stimulează și întrețin aceste reacții inflamatorii, acest proces inflamator cronic. Și în felul acesta pot să apară afecțiuni cronice inflamatorii, cum ar fi, de exemplu, artrita reumatoidă. De asemenea, prin inflamația care apare la nivelul pereților arteriali, pot să declanșeze procesul de formare al plăcii de aterom, cu toate complicațiile care derivă de aici. De asemenea, pe țesuturile inflamate apare mai ușor cancerul, adică celulele inflamate sunt mai vulnerabile la malignizare, ele se pot maligniza mai ușor. Iată deci câte și câte complicații, toate grave, le produc acești compuși de glicare. Pentru a preveni apariția produșilor de glicare, este nevoie în primul rând de măsuri pentru a menține glicemia la nivel normal. Cu alte cuvinte, trebuie să se prevină insulinorezistența, prediabetul
sau diabetul de tip 2. În cazul în care acestea sunt instalate, să se ia măsurile necesare pentru a scădea glucoza astfel încât să se reducă sau să se remită aceste stări. Insulinorezistența, prediabetul, diabetul de tip 2. Diabetul de tip 2 poate să intre în remisie. De asemenea, în diabetul de tip 1 este necesar un tratament corespunzător pentru a menține glicemia la un nivel normal pe o perioadă cât mai lungă de timp. De asemenea, consumul crescut de alimente bogate în antioxidanți ajută la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ pe care îl produc acești compuși finali de avansați de glicare. Adoptarea unui stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată, alimentație sănătoasă și exerciții fizice regulate, de asemenea poate să contribuie la evitarea acumulării acestor produși în organism. Recomandarea mea este să adopți postul intermitent și consumul redus de carbohidrați. Carbohidrații sunt zahărul, produsele care conțin amidon, adică făină, cartof, orez. De asemenea, berea are malț, care este tot un carbohidrat. Alimentele înalt procesate, pentru că, după cum am spus, conțin zahăr. Și trebuie evitate, de asemenea, alimentele care conțin amidon și sunt prăjite în ulei, cum ar fi cartofii prăjiți, gogoșile, chipsurile. De ce? Pentru că atunci când amidonul este prăjit în ulei încins, la aceste temperaturi înalte are loc o reacție din care rezultă, printre altele, compuși final avansați de glicare. Iar aceștia ajung în tubul digestiv, se absorb în sânge și produc efectele despre care am vorbit. Ca o concluzie, proteinele glicate reprezintă un aspect important în înțelegerea complicațiilor asociate cu diabetul zaharat și cu alte afecțiuni legate de metabolismul glucozei. Este necesar să adopți un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, astfel încât să previi glicarea proteinelor, iar corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere!